Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Școala Gorjană, împreună cu domnul profesor Ion Elena, directorul CJRAE Gorj, în același timp scriitor și publicist cunoscut, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru de emisie. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii care ne urmăresc în momentul de față. Am ținut să facem această emisiune în această seară destul de rapid după evenimentele din ultimile zile, pentru că aș vrea să avem o discuție nu neapărat mai profundă, ci să abordăm niște subiecte care de regulă, să zicem, instituțiile pe care o conduceți dumneavoastră abordează în rapoartele sale de multe ori problemele pe care le întâmpină tinerii, dar de multe ori nu apar și soluțiile. Aș vrea să vorbim pe lângă cifrele oficiale, pe lângă maniera oficială de lucru, să vedem lucrurile mai în amănunt, să încercăm să ne apropiem de fenomenul care este momentul de față, ce se întâmplă cu tinerii noștri care au rămas acasă, pentru că foarte mulți știm că sunt plecați peste graniță, ei sau părinții lor, și automat se nasc alte probleme pe care o să încercăm să le mai amintim în seara asta. Discuția însă cred că ar trebui să pornească de la un lucru sigur, să zicem sigur în sensul că s-a întâmplat din nefericire. La sfârșitul săptămânii trecute, câteva studenți tineri au mers la un spectacol, un spațiu impropriu, nu știau la ce se expun, s-a întâmplat ce n-a putut fi prevăzut, deși, să spunem, normele legale spuneau altceva, dar ca în urmă cu mulți ani, când Cenacul Flacăra se bloca pe un stadion, știm și acolo dramele care s-au născut, așa s-a întâmplat și aici. Tinerii respectivi, unii au fost arși, alții se zbat între viață și moarte. Discuția de la care aș vrea să pornim, ce ar fi fost dacă copiii respectivi n-ar fi fost într-un spațiu improvizat, ar fi mers într-o școală, într-o sală de spectacole, într-o sală de sport a unei școli, ar fi fost într-un alt cadru decât acela. Să începem de aici. Este greu de vorbit în astfel de momente, dar nu imposibil. Totul este trist, totul este dezamăgitor, totul este anormal după o catastrofă, după o tragedie de astfel de dimensiuni. Ce ar fi fost dacă n-ar fi fost acel club colectiv? Ar fi mai bine să spunem. Nu trebuie să stabilim noi vinovații va stabili instanța, pentru că este un eveniment deosebit, cu conotații grave pentru țară, pentru generația tânără, pentru viață, pentru existență. Cert este că este o problemă de sistem. Astfel de catacombe nu ar trebui să existe, iar în ceea ce privește faptul că tinerii sunt dornici să participe la actul cultural, la evenimente culturale și sunt dornici de cultură, trebuie să ne bucure, dar în același timp trebuie să ne și responsabilizeze în sensul de a fi în siguranță ei, viața lor, eu știu, tot ceea ce se petrece în spațiul respectiv. Pentru asta e vorba de a responsabiliza toți factorii, în primul rând pe ei înșiși, pe tineri, să știe, să înțeleagă, să analizeze spații de unde merg, locurile unde merg pentru astfel de dorințe, pentru împlinirea unor dorințe de natură culturală, și cred că toate nevoile lor culturale, mă refer la tinerii care sunt instituționalizați în procesul de învățământ, dar și la cei care au ieșit din sistemul național de educație și la maturi chiar, să reflecteze mult asupra spațiilor unde doresc să-și petreacă timpul liber, și o certitudine aș vrea să spun, de care trebuie să ținem seama și pe care trebuie să o cultivăm în sistemul educațional și în viitor, și ar fi trebuit să o facem și până acum, nu știu în ce măsură s-a realizat, este să învățăm pe tineri cum să-și aleagă locurile, spațiile unde doresc să-și petreacă timpul liber și ce forme de petrecere a timpului liber sunt potrivite pentru formarea și dezvoltarea lor personală, profesională,
culturală, spirituală, cred că este foarte important, atât pentru ei ca și indivizi, viitori cetățeni, ca și persoane, dar și pentru societate. Până în urmă cu 25-26 de ani, în România existau cel puțin două mari manifestări de anvergură, criticate foarte dur atunci în anii 90, dar de care acum începem să avem nevoie, nu neapărat sub forma aceea. Era vorba de Daciada și Cântarea României. Manifestări de amploare care antrenau tinerii, le ocupau timpul, mai ales că atunci nu exista nici, să zicem, televizorul ca să-i atragă foarte mult, nu erau emisiuni și multe alte lucruri. Dar copiii respectivi își consumau, tinerii respectivi își consumau cumva, apropo, dorința de act cultural sau de a face de activități sportive. Din nefericire, că spunem că să-și aleagă tinerii noștri să nu meargă într-o bombă, cum ați numit-o și aveți dreptate, i-am chestia spus asta. Catacombă. Sau catacombă. E adevărat, dar bomba une, e cu totul une altceva. Să meargă? Une să meargă dar tinerii respectivi? Aici este poate drama cea mai importantă, pentru că partea asta a fost lăsată pe partea de că cei mai mulți de acolo erau elevi și studenți, sau studenți și elevi. Ori tinerii respectivi poate ar trebui să-și petreacă mai mult timp pe aproape, mai aproape de școală. Nu se întâmplă acest lucru și atunci ei caută un refugiu spre ce? Spre aceste săli, cum erau în anii 90 și chiar sălile de discotecă. Apropo de zona rurală din România și ăsta, erau acele celebre baluri și alte lucruri care între timp și-au pierdut. Toată lumea merge acum în cluburi, cele mai multe dintre ele catacombe, cum am spus, inclusiv aici la Târgu Jiu ați văzut că nu prea îndeplineau condițiile să fie în... Deci dacă o dramă de genul ăla putea apare oricând și la Târgu Jiu... Aici ar fi, și aș vrea să vorbim din perspectiva asta educațională, ce s-ar putea face sau ce nu mai face școala ca să acopere aceste lipsuri? Multe nu mai face școala. De ce nu face școala multe pentru educație? Am putea să spunem că începând din capul trebuie acesteia, nu merge lucru bine făcut, cum se spune. Nu că această sintagmă a fost preluată de președintele țării, dar este o chestiune care vine din trecutul și din înțelepciunea poporului român. Ca să faci un lucru bun, trebuie să chipzuiești de foarte, foarte multe ori și să ai foarte multe încercări până când găsești varianta corectă, normală, care să răspundă tuturor cerințelor. Ei, acești antreprenori care au vrut să amenajeze o sală de evenimente într-o fostă hală a unei fabrici, au zis că din start, deci cum au gândit această idee, că au vrut să facă un lucru mare cu bani puțini. Așa ceva nu se poate întâmpla niciodată. Dacă ar fi făcut ei din temelie, pe nou, o sală de evenimente gândită la standardele momentului, care să respecte toate cerințele de siguranță și securitate, nu s-ar fi întâmplat această tragedie. Iată că noi nu avem cultura lucrului bine făcut și ne ducem la sintagma aia neaușă, păgubitoare pentru noi. Lasă că merge și așa. Nu merge așa, niciodată și așa. Merge numai așa cum îți cer normele. Pentru că aceste norme sunt stabilite de către niște specialiști în urma unor studii de impact, în urma unor experimente. Nu sunt făcute la întâmplare. Și de aceea sintagma lasă că merge și așa ar trebui pusă în lada de gunoi, ar fi trebuit pusă de mult pentru noi. Bine, dacă o luăm așa, e vorba cel mult de hârtii, iar hârtiile o să vedem în zilele următoare, deja se vorbește foarte multe hârtii, erau, toate instituțiile sunt acoperite de control, cu toate că e clar că nu și-au făcut datoria, că altfel nu puteau să funcționeze. Păi nu vorbim și de faptul acesta cu hârtii, pentru că hârtiile sunt specifice unui sistem care e în criză de încredere. Acolo unde există certitudini și oameni cu competențe, sunt foarte puține hârtii. Nu se cultivă sentimentul de frică, se cultivă sentimentul de siguranță, de încredere, de acțiune, de hotărâre, de credință în succes, în reușită. La noi se cultivă frica, teama, îndoiala și așa mai departe. Și cred că și școala este vinovată, pentru că sentimentul de frică este și în școală și este în relația profesor-elev și pe care aș dori să nu mai întâlnesc în sistem, dar din nefericire cum intru într-o școală, cum o văd la tot pasul.
avem nevoie de multă, să zic, consiliere, atât la nivelul elevului ca individ, consilierea suport, consilierea de grup, consilierea la nivelul personalului didactic, cu deosebire a celui care realizează managementul de grup educogen, managementul clasei. Aici sunt mari probleme. Cunoașterea psihopedagogică a elevului, e vorba de relaționarea cu factorii educaționali, să ascultăm mai mult pe copii, pe școlari, pe tineri, să înțelegem, să discutăm cu organizațiile lor. La nivel de sisteme educaționale există acele comitete ale elevilor, Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Național al Elevilor, dar care spune și nu știu cât de mult este ascultat. Un alt partener educațional important este Consiliul Reprezentanților Părinților. Un alt partener este societatea civilă. Sunt relații pe care noi nu le cultivăm la sistem educațional. Dar de ce s-a întâmplat această tragedie este că personal constat la nivelul sistemului educațional că activitățile de care trebuie să ținem seama în sistem și cărora trebuie să le acordăm o maximă importanță, care îi cultivă pe elevi și le dezvoltă orientarea spre hobby-uri, spre activități culturale, sportive, turistice, antreprenoriale, a fost neglijate în ultima vreme. Cum să faci, eu știu, lucruri frumoase când lecția de dirigenție, de consiliere, ai scos-o în afara planului de învățământ. Cum e este la în liceu. Afara orarului la liceu. Este impardonabilă această decizie a ministerului. Acolo în minister există personaje învechite, personaje care nu mai pot să acceadă la nou, să cultive noul și să-l propage în sistem, să deschidă sistemul. Sistemul este anchilozat, lipsit de flexibilitate, inadaptat realității curente. El este rămas în urma realității. De aceea ni se întâmplă aceste tragedii. Și mai mult decât atât, activitățile extracurriculare și extrașcolare, circumscrise activității educative, sunt tratate cu, să zic așa, indolență, dacă spun prea mult indolență, de către decidenți. E impardonabil ca educația permanentă să fie normată cu o jumătate de normă la nivelul inspectoratelor școlare și acele 5 minute educative de la fiecare lecție, indiferent de specialitate din sistem, au dispărut. Da. În momentul în care eu, ca profesor, intru la clasă, trebuie să le transmit elevilor buna mea dispoziție. Lecția trebuie să fie un spectacol. Un spectacol al cunoașterii în care ei sunt partenerii mei. Nu eu sunt magister Dixit, iar ei sunt slujile mele. Nu. Iar dacă îl văd pe Ionescu că este puțin înnorat la față, eu nu încep lecția până când nu-l câștig și pe Ionescu să văd de ce este el neliniștit. Dacă îl las pe Ionescu așa, eu nu sunt un profesor adecvat pentru sistem. Iar în sistem am făcut o altă greșeală. Foarte mare. Am zis că aici poate veni oricine. În sistemul educațional nu pot intra decât profesori cu vocație pentru educație. Nu oricine. Este foarte mult de discutat pe această temă, dar iată că nu facem lucrurile de la început așa cum se cere, ca să ne putem să ne bucurăm de viață. Noi facem lucruri care să ne întristeze, care să ne debusoleze și care să ne scoată din rândul națiunilor civilizate și performante. Vorbesc de ce trebuie să facă un profesor la clasă, pe lângă activitatea lui de zi cu zi, acea parte educativă care într-adevăr a ieșit din... Nu mai există nici în acel proiect de lecție celebru pe care îl folosește orice cadru didactic. Este însă o altă problemă. Familia a început să lase tot mai mult educația copilului pe seama școlii, în timp ce școala nu mai face de mult ce făcea înainte de 1989. Nu întâmplător am amintit ce se întâmpla atunci. În momentul de față avem acești tineri, foști elevi, actual studenți de multe ori, care au un timp, rămân în incinta școlii, dacă rămân, vreo 6 ore. Practic restul până la 24, mai stau acasă și dor și restul sunt în voia sorții. De aici și
pe unde găsesc acel debușeu, în cluburi, în baruri, în alte locuri. N-ar fi asta cel mai grav lucru, dar noi tocmai la asta atentăm. Nici acele 6-7 ore și care înainte de 89 se puteau, se și lungeau cu diverse activități în cadrul școlii și acum se încearcă timid, e adevărat, e chiar o lege acum cu after school în care se subvenționează participarea la aceste after school-uri, dacă legea respectivă va, nu știu dacă a intrat în vigoare. Ce vreau să spun? Nu-și petrec suficient timp în spațiu școlar, iar noi tot reducem asta, nou plan, cadru de care se vorbește, va merge și mai mult cel puțin la învățământul gimnazial și liceal, dar ce vreau să spun, problema e că după ce că copilul își petrece din ce în ce mai puțin timp la școală și școala este singurul loc care face educație, din nefericire, părinții spuneam, datorită problemelor, serviciul și ăsta abandonează partea asta spre, pentru școală, o lasă în favoarea școlii. Deci pe lângă asta se mai întâmplă și un acel lucru. Profesorul este pus în situația de a galopa. Deci cu programe îmbâxite, cu programe încărcate, indiferent că e profesor de fizică sau de istorie sau de română, e efectiv un galop din prima oră a semestrului 1 și până la ultima oră a semestrului 2 să-și facă materia. N-are, nu găsește cele 5 minute nici măcar la câteva ore să facă educație. Nu-l vede că copilul ăla poate n-a mâncat acasă, nu-l vede că e bolnav, nu-l vede că nu știu ce mai face. Și încercăm să facem educație, încercăm ca această generație să o facem normală și să se comporte normal. Din păcate se pare că avem probleme și de acest gen. Dimensiunea educativă a unei comunități este dată de instituția școlii. Singura instituție de învățământ public din localitatea respectivă. Pe lângă aceasta mai sunt și alți factori educaționali generați de ONG-uri care au în obiectul lor de activitate activități cu conținut educativ, dar care se fac tot cu parteneriate educaționale cu școala. Școala este un centru de educație permanentă pentru o comunitate în condițiile în care este încadrată cu profesori valoroși, profesori cu valențe profesionale deosebite, credibili, respectați și simpatizați de către elevi și comunitate. Un profesor de excepție este bine să producă la clasă știință, cultură, abilități, competențe, încredere și chiar și creativitate, pentru că o societate care nu creează este o societate pierdută. Comunitatea trebuie să stea lângă școală în aceste condiții și să țină aproape. Familia, din păcate, datorită unor incompetențe manifestate la nivelul administrațiilor publice locale de foarte multă vreme, aș putea să spun de mai bine de un sfert de secol, au fost puse în imposibilitatea de a asigura resursa financiară a existenței și au migrat spre zone unde au găsit locuri de muncă, în țară și străinătate. În aceste condiții, funcția educativă a familiei s-a diluat până când a dispărut. Și-au lăsat copiii în grija părinților, bunici, de la mamă, de la tată, frați, surori, prieteni, chiar din nefericire și în grija fraților mai mari ai copiilor, fără a-i pregăti pe copii pentru aceasta. S-a rupt legătura afectivă între copii și părinți, o legătură primordială într-o familie bine structurată, stabilă, și atunci s-a produs această ruptură. Școala, nefiind în putință să preia această funcție educativă sub aspectul relației afective cu copiii, școala, prin anumite programe de after school sau prin anumite programe de susținere materială a familiilor aflate în această situație, suplinește cât de cât economic, din punctul nostru de vedere, să zic, cel mai fericit, dar nu poate să înlocuiască legătura afectivă. Una este să fii în spațiu virtual cu mama și alta este să fii cu mama și la bine și la greu, în viață, acasă, într-o familie unită, puternică.
Dar vă dați seama dacă n-ar fi fost rețelele acestea de socializare sau posibilitățile tehnice ca să poți să vorbești cu asta, ce drame s-ar fi născut. Și așa, dumneavoastră, și așa ați reușit prin instituția pe care o conduceți să faceți, să inventariați atât numărul de copii, cât și problemele sau o parte din problemele care se nasc cu acești copii a căror părinți, unul sau amândoi, sunt plecați în străinătate. Care sunt principalele concluzii? Avem la nivelul instituției o evidență a copiilor aflați în această situație, chiar în acest risc, datorită plecării părinților la muncă în străinătate. În acele locații, zone, comunități, unde numărul copiilor cu părinții plecați este mai mare, am realizat activități de consiliere, suport prin consiliere individuală a copiilor, a celor care iau în grijă. Am încercat să dezvoltăm consiliere de grup cu profesorii, consilieri diriginți care conduc acele clase în care se află acești copii, să găsim soluții de susținere economică, iar prin consilierea și asistența psihopedagogică să încercăm să îi reechilibrăm psihoafectiv și emoțional pe cei care își au mamele sau tații sau ambii părinți plecați, și prin mijloacele pe care le avem la îndemână, rețele de socializare, să luăm legătura și cu părinții și să încercăm să le explicăm că cel mai potrivit și cel mai bine pentru copiilor ar fi să fie aici. Dar este doar la nivelul sugestiei. Intervenția noastră, nu putem să-i determinăm pe ei să se întoarcă, deoarece realitățile economice sunt cele care îi țin departe de țară și de copii și de familie. Da, vreau să vă spun că avem câteva mesaje destul de interesante. Mulțumim celor care deja ne-au trimis câteva mesaje. O să le și citim pe parcursul emisiunii, mai așteptăm și altele. Înainte de asta vă spuneam, deci am pornit de la ideea că, iată, cât apare cât un eveniment de ăsta major, de zguduie societatea, ne dăm seama câte probleme sunt și se caută soluții, dar de multe ori pompieristic, adică să-și dea demisia ăla sau celălalt, ăla e vinovatul, și după câteva săptămâni, ani, se uită lucrurile, rămân așa în ceață și practic nu facem nimic. De ce spuneam? Practic nu e un eveniment care să afecteze neapărat educația, școala. Dar, în același timp, trebuie să vedem faptul că dacă am avea un alt sistem de învățământ sau mult mai implicat, o prelungire a activității cadrodidactice în afara programului acela de care tot vorbim și de care ne cantonăm în ultimii ani, să știți că și în, că mă tot la motivul mă întorceam înainte de 1989, tot se apropie decembrie și sărbătorim aniversarea Revoluției. Și atunci profesorii erau tot slab plătiți, cu toate acestea se implicau mai forțat, mai nu știu ce, în diverse alte acțiuni care ocupau timpul copiilor. Acum, din nefericire, nu mai găsim a rămas practic pe acei psihopedagogi din școli, chiar pe diriginți pe o parte, cei cu dăruire, să facă mai mult. Doar atât. Și din păcate, spuneați dumneavoastră așa, în trecere, la începutul emisiunii, nu toți cei care vin în învățământ se potrivesc aici. Chiar dacă ei poate sunt foarte buni, poate sunt șef de promoție în domeniul lor, ca să fii dascăl trebuie să mai ai și altceva. Din păcate, nu au acest lucru. Ei vin aici, dar nu pot să-și facă misiunea, nu pot să transmită, nu pot să fie apropiați de copii, că asta se întâmplă, nu-s pentru meseria asta, și rezultatele se văd. Copiii tot mai puțin cu probleme de afecțiune și ei vin la un moment dat, încearcă să debușeze în ce? În aceste manifestări, gen cum a fost acest spectacol de rock, dar nu asta e problema, în diverse genuri muzicale, în diverse și secte până la urmă, pentru că acolo în sala respectivă am văzut niște imagini care trimiteau la anumite probleme de ăștia, gen sataniști și alte chestii. Cel puțin imaginile astea sugerau ce aveau ei pe piept sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă e chiar așa, nu mă prea pricep la genul ăsta de muzică. Aș vrea însă să spun altceva. Nu discern, și vă spuneam, această lipsă de ocupație a tinerilor
sau și problemele materiale, pentru că acolo în sală i-a atras și faptul că era gratuit spectacolul respectiv. Dar gratuitatea ar putea veni și, vă spuneam încă o dată, în baza aceasta care, așa cum sunt școlile, că nu s-au construit foarte multe după 89, totuși baza materială încă permite să se poată desfășura activități de, a spune eu, foarte bune, specialiștii există, decât să-i lăsăm pe tine să meargă buluc spre aceste pseudo-oferte culturale sau de alt gen. Vorbeam despre activitățile extracurriculare. Le consider deosebit de importante pentru petrecerea timpului liber al tinerilor și prin aceste activități, cât și prin planul de învățământ, prin curriculum, prin responsabilizarea personalului didactic, pentru că avem profesori cu abilități și competențe pe organizarea timpului liber, prin extinderea programului școlar, prin folosirea judicioasă a bazei materiale care există în școli, pentru că avem baze sportive, avem în unele școli săli de spectacole, avem amfiteatre în care poate să vină foarte frumos să cânte o trupă de muzică, orice formație, pot să vină scriitori care să-și prezinte cărțile, pot să vină anumiți sportivi care să se întâlnească cu tine și să organizeze activități sportive în baza sportivă a școlilor. Și ei să fie aproape tinerii de școală și să fie într-un mediu sigur, lipsit de orice risc. Se poate face acest lucru și prin motivarea profesorilor, pentru că, vedeți dumneavoastră, în acest spațiu în care s-a produs tragedia, sunt multe lucruri care ridică semne de întrebare. Noi reacționăm la evenimente de această categorie și nu reușim să facem activități care să prevină. De pildă, prin planul de învățământ, începând de la clasele, să zicem, 3-4, chiar și acum se poate, din anul școlar viitor, la disciplina de educație civică sau la disciplina științe, este bine, respectând particularitățile psihice individuale și de vârstă, precum și accesibilitatea la un nivel de cunoștințe, familiarizarea copiilor cu anumite materiale care există în lumea asta, materiale care iau foc, materiale care nu iau foc, asupra siguranței spațiilor în care ei se mișcă, substanțe care sunt toxice, periculoase pentru organism, cum să se apere în situații de dezastre și să se întâlnească cu cei de la ISU, eu știu, cu cei de la poliție pentru respectarea și cunoașterea și respectarea legislației. Este bine, mi-aduc aminte, pentru siguranța rutieră erau acele patrule, au dispărut și acestea, nu mai sunt. Da, completarea dumneavoastră vine în prelungirea unei idei a unui telespectator. Spune așa: mă numesc Constantin, vă privesc dintr-un alt județ prin intermediul internetului. Apropo, spune cu virgulă, sunt mici probleme de decalaj, dar am înțeles un lucru, că abordați un subiect care e de mare interes cu implicarea școlii în activitățile copiilor din afara școlii. Da. V-a sugera însă o idee. Cred că școala poate pregăti copiii pentru ce urmează în viață, de la educația rutieră, cum spune telespectatorul, până la educația contra incendiilor. Da. Deci exact ce spuneați dumneavoastră, spuneți și da. Ce nu facem noi în această țară? Nu reușim să adaptăm programa școlară la nevoile de viață. În primul rând, începând de la educația timpurie, de la învățământul preșcolar, trebuie să începem să învățăm pe copii cu deprinderea unor noțiuni, cunoștințe, să-și formeze abilități în ceea ce privește siguranța propriei persoane. Ce înseamnă siguranța propriei persoane? Să aibă noțiuni minime, la început, despre cum să trăiască bine, sănătos, pentru ca să fie rezistent și puternic. Deci ce să mănânce, cât timp să se odihnească, cât timp să se joace, cât timp să citească, cum să protejeze mediul înconjurător, pentru ca viața lui să fie sigură din acest punct de vedere. Dacă trăim într-un mediu sănătos, suntem și noi sănătoși. Iar în ceea ce privește problema ecologică de protecția mediului, chiar vă sugerez să facem o emisiune numai pe această treabă, să vedeți ce dezastru există în acest județ în ceea ce privește respectul pentru mediu. Cum să ai o viață sănătoasă? Cum să ai modele? Avem criza modelelor.
La noi se propagă cultura modelelor negative, iar modelele pozitive, puternice, de urmat în viață, sunt marginalizate, duse în uitare. La noi ne întoarcem iarăși la programe. După aceea trebuie să dezvoltăm cultura antreprenoriatului. Cum să facem afaceri? Păi acești antreprenori au ținut seama de siguranța și securitatea persoanelor când au făcut acel club, s-au gândit numai la bani. Ați văzut că studiez istoria lor în afaceri de când au început și până acum, o să ajungi la lucruri extrem de compromițătoare. La noi se produce cultura șmecheriei. Până nu scăpăm de șmecherie, nu scăpăm de corupție. Avem nevoie de seriozitate, de responsabilitate și de implicare civică. Avem nevoie de oameni curați, peste tot, și competenți. Oameni credibili, oameni în care să ai încredere, oameni care să fie în stare să producă lucruri bune. Nu improvizații, nu afaceri șmenuieli de tot felul. Problema e de unde îi luăm. Pentru că avem pe lângă faptul că unii au plecat, au ales alte zări, din națiuni materiale, unii dintre cei care au o carieră în România nu se implică în politică. Unii foarte mulți. De regulă, în politică, chiar și în afaceri, se bagă șmecherii, cei care vor să iese în față cu muncă mai puțină și cu avantaje foarte mari. Aș fi vrut ca în această emisiune să nu vorbim despre politică, dar vezi că în țara asta nu se poate face nimic fără politică. Da. Mă duc la filozoful nostru, la Mircea Eliade, care se spunea că în acea țară în care se face prea multă politică, nu se trăiește nici mult, nici bine. Ca să zic așa. Păi, simplu de tot se poate face treabă. Unu, reconsiderând în totalitate clasa politică și limitarea accesului la funcțiile de demnitate publică a persoanelor care nu prezintă credibilitate și nu prezintă competențe pentru asta. De pildă, ar fi bine ca să nu mai candideze cei care au avut două mandate, pentru că apare obișnuința și nu mai putem promova noul. Ar fi bine să existe criterii de competențe pentru toate funcțiile. Cine nu le îndeplinește, nu candidează. Ar fi bine ca cei care sunt vinovați de fapte de corupție, au dosar penal și așa mai departe, au fost condamnați, să stea o perioadă de timp pe tușă. Și nu mai vorbesc la celelalte funcții în administrație. Noi nu avem administrație publică locală în țara asta, nu avem oameni cu competențe. Banul public este împrăștiat, acolo sunt fel și fel de afaceriști în jurul primăriilor. Nu se face treabă, nu ajung, ați văzut ce s-a întâmplat și aici. Nu se respectă niciun act normativ, toate interesele de grup sunt acolo. Banul public, fiind al cetățeanului, nu ajunge cu destinații publice. Să dezvoltăm un anume centru pe lângă o școală, cu un ONG serios și timpul liber să se petreacă acolo, al tinerilor, sub toate aspectele. Cine vrea să facă, sport, face sport. Cine vrea să facă pescuit, merge pe lacul de agrement și pescuiește. Cine vrea să citească, noi am luat niște măsuri acum la nivel de sistem educațional, încât un scriitor nu poate să-și prezinte o carte într-o unitate de învățământ. Am despărțit școala de carte, i-am despărțit pe tineri de lectura cărții, i-am băgat în lectura virtuală, i-am băgat în rețelele de socializare. Bine, bine, ei n-au cultura necesară, nu au, să zic eu, competențele formate pentru a selecționa informația asta care vine din toate părțile și îi bombardează. Și cad în lucruri facile, de natură emoțională. Și iată așa, sunt dus și în cluburi și lipsa noastră de activitate în partea cealaltă. Este impardonabil să desparți școala de carte prin măsuri venite de la onor minister. Ar trebui să scoatem din minister acele persoane blocate în stereotipii și să scoatem școala de sub tutela contabililor. Decidenții din educație trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, și nu numai decidenții din educație, și cei de la guvern, că educația într-o țară civilizată se face cu bani și încă cu foarte mulți bani și cu oameni competenți, de valoare. Da, aici aveți dreptate, dar noi în România, an de-a rândul, și am promovat chiar în fostele guvernări, ne-am trezit cu ministru, cu profesor ministru la agricultură, cu doctor ministru la transporturi și tot așa. Deci vă dați seama că n-aveau nicio legătură cu domeniul, apropo de competență.
Apoi mai este și altă problemă și apropo de sistemul de educație. Toți miniștrii pe care i-a avut educația, fiecare a vrut să aibă legea lui, fiecare a vrut să aibă reforma lui. Și cu asta spunem totul, nu-i bine ce a făcut predecesorul, deși unii veneau din sistem. Poate că ar fi timpul, ca la învățământul, apropo de sistemul, să avem un profesor din preuniversitar ministru al educației. Pentru că să știe mai bine probleme. Noi avem în general universitari rupți total de ce înseamnă preuniversitarul, deși preuniversitarul e 90%, iar universitarul e sub 10%. Deci, cred că s-ar putea face acest lucru. Apoi, dacă tot vedem și ce se întâmplă și în țările occidentale, avem nevoie de consilieri. Peste tot în Occident avem nevoie de mediatori, avem nevoie de toate aceste lucruri, ar trebui să integrăm mult mai pregnant în viața unei școli. Noi bifăm eventual niște posturi acolo de foarte multe ori, din nefericire, deși rolul lor ar trebui să fie mult mai important. Apoi, încă o dată, apropo de lumea școlii de care vorbim și de care toată lumea e nemulțumită, dar eu nu cred că școala românească este mai slabă decât este societatea sau, în orice caz, este sub nivelul societății pe care o avem în prezent. Ba din contră, cred că școala e singurul domeniu în care mai încearcă să facă ceva, așa cum face, că face cu frâna trasă și, apropo, de lipsa de funduri, de lipsa banilor. E cruntă în sistemul de educație și mă gândesc doar la un simplu fapt, chiar vorbeam zilele trecute cu mai mulți manageri de școli din județ, îmi explicau un lucru. Apropo de acest proiect prin care toate școlile din Gosa, o parte din școli, vor fi vizitate de Agenția Română de Asigurare a Calității. Și se plângeau de faptul că le trebuie 30-50 de topuri de hârtie pe care nu le-au prevăzut în buget, apropo și de hârtia este limitată, nu mai vorbim de tot ce ține de acest lucru, ca să poți să faci tot ce îți cere comisia de calitate și n-au fost făcute de multe ori din rațiuni strict financiare, n-au putut, le au un sistem electronic, n-au avut să le printeze. Apropo de partea de ecologie, nu știu dacă e în regulă, știm că pe plan european este aceea măsură de nu printa decât dacă este neapărat nevoie, ceva de acest gen. La noi printăm orice prostie și ne acoperim, tot vorbeam de... Prostiile nu trebuie printate și da? Inutilitățile. Păi, spuneați că sistemul educațional nu este mai prejos decât societatea. Nu este mai prejos decât societatea, dar sub aspect curricular cred că da. În sensul că trebuie adaptată curricula la nevoile de formare personală și profesională a tinerilor din școală. Pentru că scoatem încă profesiuni din învățământ care nu se găsesc pe piața muncii. Asta am vrut să spun. Corect. De ce ținem anumite discipline în școală? De ce încărcăm ghiozdanul copiilor cu cunoștințe inutile? Haideți să facem învățământul flexibil, deschis, la problemele vieții și dezvoltării economice și o să vedeți ce bine este acestei țări. Nu ținem o catedră în învățământ pentru Ionescu, că este profesorul nostru. Ionescu poate să treacă la reconversie profesională și poate să dezvolte cele mai frumoase activități extracurriculare în școală. Poate n-am ține. Eu vă provoc acum din partea cealaltă și... Păi nu, dar așa se face proiectarea planului de învățământ, da, în funcție poate, de profesor. De acord cu dumneavoastră. Și așa este învățământul la acest moment. Din nefericire. Însă mai e și o altă problemă. De ce nu ne asumăm greșelile? Bun. Noi pregătim, să zicem, că școala respectivă, apropo că tot vorbeam de Aracip, se va pregăti, va pune un nou domeniu, o nouă specializare și o pregătește pentru anii următori. Că știe că peste 10 ani la Târgu Jiu se vor produce, nu știu, avioane. Pentru asta ne trebuie studii de aici impact. E problema. Noi cerem școlii să facă mai mult decât fac alte instituții care ar trebui să ne pregătească, să avem o strategie, să știm ce facem în viitor. Din acest motiv, pe lângă altele, este și ăsta motivul. E vorba de ce ai calificat la nivel de școală și și mergi pe ce ai, dar în același timp nici nu știi în ce să pregătești pentru că piața muncii este destul de ciudată, iar acele meserii de care totdeauna vom avea nevoie, instalator, zidar, toate celelalte, nu mai avem specialiștii, că ei deja sunt plecați afară, că și cei de afară au avut o problemă de acest gen, dar i-au găsit pe ei noștri. Iar noi ne-am trezit în situația în care nu mai găsești un cizmar, nu mai găsești un electrician, nu mai găsești meserii de acestea la îndemână. Domeniile ocupaționale, profesiunile, cât și specializările din liceele tehnologice,
este normal să fie corelate cu strategia de dezvoltare locală pe care o elaborează specialiștii. Da, care e sublimă, dar... asta este... lipsește cu desăvârșire. Deci nu sunt hârtii. Deci strategia e chiar foarte frumoasă, are câteva sute de pagini. Rezumatul este că rămâne cum am stabilit. Păi ne trebuie programe coordonate și oameni competenți care să pună în aplicare aceste programe, să aibă curajul, și cred că undeva corupția este cea care împiedică implementarea acestor proiecte și programe. Apropo de Aracip, eu salut prezența Aracipului în cât mai multe unități de învățământ, deoarece este deosebit de binevenită o evaluare externă pentru o organizație școlară, pentru că acești evaluatori spun în față acele domenii din școala pe care o coordonezi, unde treaba merge foarte bine, mai puțin bine, unde nu merge deloc. Și te responsabilizează privind remedierea acestor țepi și creșterea calității procesului de învățământ în unitatea respectivă. Față de evaluările interne pe care le facem prin programele pe care le avem, coroborând cele două evaluări, comparând și făcând o evaluare comparativă, găsim acea strategie care să ne facă să performăm, să nu ne complacem în sintagma lui las că merge și așa. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, o să vă citesc cum promisesem câteva mesaje. Da, cu mare interes. Unul dintre ele vă spune așa. Salutăm invitatul, domnul profesor în Elena. Și eu îi salut. Și l-am întrebat, spune cineva, cum comentează domnia sa situația de este la acest moment în educație, unde un psiholog școlar este la 800 sau mai mult de copii și ar fi nevoie să fie la cât mai puțin ca să poată se ocupe de ei. E tragicomică, să zic așa. Eu personal am făcut demers către Ministerul Educației și am primit și răspuns să se coboare normarea unui consilier școlar de la 800 la 600 de elevi. Mi s-a răspuns că apreciază interesul nostru al CJRAE Gorj pentru o educație de calitate în România și că va ține seama de propunerea noastră pentru viitoare modificări legislative. Acest răspuns l-am primit acum 2 ani. Nu s-a modificat nimic. Da. Altcineva vă întreabă dacă spune chiar așa. Care este părerea invitatului despre mărirea actuală de salarii și dacă acestea ar trebui să se regăsească în plus valoarea la clasă? Sunt de acord că ar trebui să se găsească în plus valoarea la clasă și cred că un profesor responsabil nu se mulțumește cu ce a făcut astăzi și va căuta altceva nou pentru mâine, deoarece realitatea se schimbă de azi pe mâine. Dar dacă și acești 15% se adaugă la salariul brut, atunci am îndoieli. Pentru că sunt profesori tineri care nu o să simtă această mărire. Da, un domn Laurențiu, da, vă spune așa, vă salut, cândva am fost colegi, vreau să vă felicit pentru prestația dumneavoastră și pentru ce faceți în fruntea instituției pe care o conduceți. Fac tot ceea ce pot pentru a fi mai bine mâine decât azi și pentru că sunt născut pentru educație și toată viața mi-am petrecut-o în spațiul școlii și consider că școala, sănătatea, cercetarea și cultura sunt cei patru piloni de rezistență și afirmare a unei societăți civilizate. Asta nu se întâmplă în România din nefericire. Da, un tiz de al meu vă spune tot așa și dânsul zice așa ceva. Mulțumesc pentru o asemenea emisiune, cred că era necesară. Mulțumesc pentru că există emisiunea Școala Gorjeană și credem că oamenii inspirați ca domnul Elena ar putea să ne inspire în activitatea viitoare. Cu mare drag, oricând îi aștept la centru pentru consiliere și o să mergem și mergem, de fapt, avem programele noastre în școli. Deoarece un psiholog școlar, un consilier școlar, poate să aibă o viziune benefică asupra problemelor școlii și ale viitorului ei. Da, cineva vă zice, concluzia acestei emisiuni este că școala trebuie să facă mai mult pentru elevi. Subscriu, trebuie să facă nu mai mult, extrem de mult. Da, și cineva ne spune să nu mai facem politică la televizor. Din nefericire, greșește și îmi pare rău că face lucrul ăsta. Noi nu facem politică. Eu nu sunt membru de partid. Sunt un cetățean activ și implicat.
Suntem pe, cum spuneam, în ultimul minut al emisiunii. Ar fi fost și alte lucruri de discutat. O vom face cu siguranță cu o altă ocazie. Însă n-aș putea să încheiem fără să tragem o concluzie cum o trăgea și telespectatorul nostru. Adică eu aș provocările zice să străzii pentru sistemul de educație. Să conchidem. Provocările străzii sunt permanente. Important este să le descoperim, să le analizăm și să găsim modalitățile potrivite ca să le răspundem, încât între individ și ce se petrece în stradă să nu mai existe riscuri niciodată. Cu această concluzie, de meditat la ea, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm în acest spațiu editorial. Și eu vă mulțumesc și voi reveni cu mare plăcere de câte ori voi fi invitat. Stimați telespectatori, a fost domnul Ion Elena, directorul CJRAE Gorj, în același timp publicist și scriitor cunoscut. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!